Ieri. Acto. Cu mânecele suflecate, cum știu ei să ne trăiască? N-am văzut niciodată un sărut mai perfect ca al actorilor în actul 3. Când atunci în actul 3 încep sentimentele să se clarifice, ca să știți. Moartea lor, moartea lor e pe scenă atât de naturală, încât pe lângă perfecțiunea ei, cei de prin cimitire parcă mișcă. Iar noi, cei țepe într-o singură viață, nici măcar pe asta nu știm trăi. Vorbim anapoda sau trecem anișir, penibil, inestetic. Și nu știm unde drag să ne ținem mâinile. Ăsta a fost Marin Sorescu. Când apoi, vom încerca să facem așa ceva. Vlad, te rog. Bună seara, mulțumim foarte frumos de premiu, ne bucurăm că primim acest premiu. Acum, m-am tot gândit dacă e să spun ceva și mă bucur că în seara asta este lângă noi un om care m-a ajuns să-mi cam fie drag. Este probabil că a doua oară când joc în texte scrise de el și unul din textele lui se joacă la Teatrul din Buzunar. Second Hand se numește. Victor Cilică, domnilor și domnilor. Acum. Victor, deci noi am primit un premiu, dar o bucățică din premiu e și pentru tine. Tu ți-ai bucățica, eu iau pe Cindy. Mulțumim. Da, bună seara. Nu știu dacă ar mai fi ceva de spus după toate acestea. Nu pot decât să mulțumesc în primul rând spectatorilor, într-adevăr, că sunt alături de noi. Dar mai important de atât, cred că este reactorul Teatrului 7, Izabela Oancea, care reușește să ne pună pe toți într-o continuă mișcare. Are așa o energie, oameni buni, cât 10 cai la oaltă. Aplauze, Izabela Oancea! Și nu prea, nu o să mă mai chemi niciodată, parcă sunt Florin Piersic. Fără să vă invit la teatru, vreau să vă zic că am constatat că oamenii se simt bine dacă vin la teatru. Și dacă este comedie, bineînțeles, nu pleacă oamenii râzând, zâmbind, se duc acasă cu o stare bună. Dar să știți că vă simțiți bine și dacă veniți la o dramă. Dacă e o dramă din aia crâncenă, cumplită, pleci, ieși din sală încrâncenat, trist, cu ochii în lacrimi, dar ajungi acasă și ții nevasta în brațe și spui, Doamne, ce bine! Nu-i nimic că nu faci curat, nu-i nimic că nu faci sarmale. Bine că n-ai fugit cu banii ca aia pe care am văzut-o la spectacol. Sau ajungeți acasă și spuneți, măi copiile, ești cam repetent tu, nu-i nimic, bine că ești sănătos. Deci oricum ar fi, de la teatru plecați cu o stare bună și ajungeți acasă îmbrățișându-vă familia. Vă așteptăm la teatru. Aplauze pentru Teatrul Muzical 7. Oameni buni, mergeți la teatru pentru că, așa cum spunea un alt colaborator de al Teatrului Muzical 7, Cristian Gheorghe, pe care m-am avut plăcerea să-l intervievez săptămâna trecută,